luat cel mai lung libret din lume. Citirea operei durează aproximativ 14 ore. Deci vă dați seama că dacă s-ar pune în scenă, chiar și spectatorii ar intra în cartea recordurilor, drept cel mai rezistent public din istoria muzicii universale. Silvia Macovei. Macovei este compozitoare și înțeleg că tentativa sau ceva legat de ce am spus eu s-a petrecut chiar astăzi? Da, am avut o conferință de presă astăzi. Așa. Și toată lumea cam știe deja despre ce este vorba. Ați făcut și balet? Nu. Așa stau balerinele, am văzut. Da. Bun. Și ce s-a hotărât la conferința de presă? Nu era nevoie să se hotărască ceva. Eu am prezentat doar lucrarea mea și dacă vreți vă spun câteva cuvinte. Vă rog. Deci am scris o operă cu cel mai mare text, cu cel mai amplu text din istoria muzicii universale, la care am lucrat 3 ani de zile și pe care l-am gândit înainte cam 8 luni. Toată lumea știe cât de greu e să faci sinteză la un astfel de text. Și am imaginat un spectacol total, așa mai deosebit. Deci nu în ideea operei clasice, am vrut să depășim această idee de operă clasică și să mergem puțin înainte. De aceea am imaginat o regie polifonică, pentru că textul permite asta, deci o acțiune care se desfășoară în prim plan și în afară de asta, baletul, pantomima și deci tot ceea ce apare pe scenă și se mișcă. Câte persoane ar trebui să evolueze în opera noastră? Câteva sute de persoane. Sute de persoane. Duceți, câteva deci sute totul persoane. Va fi oror și teatrul va da faliment, cred că. Păi, milioane de dolari. Exact. Singura problemă este financiară, însă ideea în sine ar fi fascinantă. Am imaginat un spectacol tip Jurassic Park, așa, adică... Era interesant să o terminați înainte de asta, trecerea dintre milenii și să găsim un sponsor undeva pe câmpiile lui Marte. Da, dar asta mai repede. Trebuia să vă gândiți cele 8 luni mai înainte, că era un eveniment și atunci am înțeles că și Papa v-a laudat, da, este adevărat, am primit o scrisoare din partea... Vedeți, dacă o terminați cu vreo 2 ani înainte, este un business. Nu, aveam, da. Terminați cu 2 ani înainte, vorbeam cu Papa când venea la București, pac, Papa vorbea odată în piață, dădea Fiat bani și cu Berlusconi și cu nu știu cine și făceam acolo în față la San Pietro, un aer liber cu tot felul de figuranți, cu tot felul de ăsta și era o chestie cu ocazia trecerii din mileniu 2 către 3, Divina Comedie. La ei acasă. Da. Și poate meci retur și la noi, sau cine știe, cu artiști, cu ăștia, cu cutare. Cu... Da, ar fi, imaginați-vă cum ar fi să organizeze ProTV-ul așa ceva. Noi abia avem să mai aprindem luminile pe aici, doar minte. E, nu se știe niciodată. Poate să o facem de serie animată sau... Nu, o producție cinematografică internațională ar fi și mai interesant. Perfect. Și ce intenționați totuși, în afară să intrați cu în cartea recordurilor? În afară de asta... O să începeți așa un program de... O să încep un program de impresarier, să spunem. Dar de-abia am anunțat asta, deci în conferința de presă și rămâne de văzut, bineînțeles. Am înțeles. Bine, eu vă doresc succes. Poate că un rol de halebardier sau de un drăgușor acolo ceva, să-mi găsesc și eu loc. Vă mulțumesc frumos și să nu dezarmați, da? Vă mulțumesc. Numai bine. Succes. Așa cum ați remarcat, sper, însuși Papa s-a sesizat despre această lucrare, după cum ne-a spus doamna Macovei. În sfârșit, poate că într-o zi o să se și întâmple acest lucru. Acum o să vină în vizită la noi domnul